Deci ești începător, ai niște economii și vei să intri la bursă să începi să investești. Și ideal ar fi să nu pierzi bani. Și ideal e să-i mulțești sau exact. să-i prezervi măcar. Da, exact. Cum începi? Păi... Uh, nu, nu, aș recomanda nimănui să înceapă cu penny stocks, cu metoda de îmbucățește-te repede peste noapte cu acțiune care e 50 de cenți și ajunge 10 dolari poate. Cel mai bine ei companiile de care toată lumea a auzit, oriunde, dacă întorci capul vezi compania respectivă, dacă deschizi telefonul vezi compania respectivă. Ce cu acele companii blue chip și blue chip pentru toată lumea înseamnă o companie veche, de renume, subliniez, cu fund, uh, fundamentals, cu o stație, cu situațiile financiare foarte bine puse la punct. Adică un P-E ratio bun, D-E ratio bun, să aibă datorii pe care poate să le ducă, ok, poate mari, dar are sens ce e acolo, adică nu nu e ceva absurd. compania care pur și simplu arată bine și uh, orice s-ar întâmpla, uite cum vine o criză financiară, nu se duce tot în cap, nu ți-e frică că dispare. Și o să dau un exemplu acum foarte bun, caterpillar de care am vorbit, compania asta când a venit uh, criza, ce a făcut? A înghețat salarii, a înghețat cheltuieli care nu erau necesare în situația respectivă și a strâns o gălăgie de bani, vreo 9 miliarde de dolari, free cash, și a plătit frumos dividendele lejer, 2,2 miliarde, a recuperat niște acțiuni ca să nu mai plătească dividende, adică a făcut share buyback și nu are niciun stres. Adică au acționat cu cap. Exact. O companie de genul cauți și companii de genul, ei frumos S&P-ul, ei top 5, top 10 lejer, top 5 ideal. Ei frumos companii de care toată lumea vorbește, ei mă rog, care sunt și NSMP, Google, Apple și așa mai departe, ei companii care ok, au fluctuații, dar nu dispar, adică îți pui banii îți scade acum 10% că nu o să scadă mai mult, hai 15% dacă vine o situație mai grea, dar își revin <coughs> în rejer. Am făcut un clip acum câteva zile încă, nu l-am postat la momentul ăsta, nu l-am postat, dar până postăm asta poate îl postez între timp mm -hmm. sau unul după altul, mă distrează faptul că atunci când intri pe orice platformă de tranzacționare, îți scrie mare. Warning, capital at risk. Sunt obligați. Sunt obligați, știu. Știi ce mă distrează pe mine? Te duci la bancă și spui, spui 100.000 de euro. De ce nu spune și banca warning, dacă ții banii mai mult de 15 ani, s-ar putea să pierzi banii? Uh, da, și dacă te gândești bine, mulți nu înțeleg. Deci Banca acesta. nu spune capital at risk în sensul că nu riști nimic de pe azi pe mâine, în afară de comisioane, probabil. Mm și risc să dispară banca. Să fim serioși, nu e că banca e ceva tot, nu, nu, investești la o bancă federală. Mă rog, sau până la, 100.000 100 de 000... e fundul de garantare. Pai bla, da, bla, bla. cum și la burtă până la 20 în da. Europa. Și la SF, da, da. la fel e, da. Dacă cumperi prin, trei, prin broker care cumpără pe Bursa de Valori București. Da, exact, deci nu, e tot are un risc. Deci, de ce nu zice nimeni? E mult mai safe, deși nimeni nu o să spună asta, să cumperi de 100.000 de euro la toate companiile pe care le-ai menționat tu, da? Coca-Cola, AT&T, McDonald's, Apple, Google, Facebook, Amazon, Amazon, Amazon scump. Walmart, Tesla, Target, BMW, nu știu, toate astea da. bine și să uiți de ele 5-20 de ani. Îți garantez că peste 20 de ani, mai ales că se mai reinvestesc dividende automat. În 20 de ani scade una, crește alta, sunt fluctuații, dar pe total ai banii cel puțin ajustați la inflație. Cel puțin da, ajustați la da. inflație. La bancă pune 100 de mii Peste 20 de ani. Probabil o să ai 100 și un pic, dar nu, nu o să mai valoreze. O, nu, e adevărat. Probabil o să ai 97 de mii, că la multe bănci sunt comisioanele destul de mari, la multe bănci, chiar în afară, sunt comisioane da, în și afară, ai o bândă da. negativă. Uh -huh. S-ar putea în 20 de ani să nu ai 100 de mii, să ai 87 și cu 87 să-ți iei... Uh, de 70. Uh, mobila din bucătărie, doar. așa, da. să fie banii pământ. A scris cineva un comentariu foarte trist, mi-a rămas în cap, așa, mi-a rămas în cap. Uh, când am vorbit eu de apartamente și apoi am vorbit de inflație, hiperinflație, trecerea timpului, că se devalorează bani devalorizează banii și mai departe. Și zicea cineva că avea o garsonieră în drumul taberei pe care a vândut-o în 2002 2003, 2004 cu 8000 de dolari și și a avut un televizor color care nu știu cât era atunci, dar bun, că era foarte scump, că n-avea nimeni. Da. Știu că era o mă, cine avea televizor color sau video ceva, era tare, știi? Nu știu cât costa, uite asta, nu știu, dar știu că erau foarte scumpe. Mă rog. Și toți banii a băgat la cec. Și a zis că acum, din aceiași bani, mai are foarte puțin, are câteva mii, și cu aceia câteva mii nu mai poți să cumperi nimic. Da, pentru că își pierd că, valoarea. Da. Din aia 8 mii mai are 4, că au fost comisioane, dobândi și ce mai fi fost, mă rog, câteva mii. Și a luat și televizor color. Deci, din nou, garsoaniere și a luat un televizor. Și mă Comisioane la bancă și acum nu-ți mai cumperi nici măcar o mașină, așa. Da, da, da. Decentă, SH. Nu mai e nici îi vând ăsta, BMW-ul. <laughs> e cum, până la urmă, cum zici Kiyosaki, Știi? nu, nu banii sunt, nu, nu țin bani nu, bani. nu, pui valoare pe bani, pui valoare pe assets care îți aduc bani. Exact. Ceva care îți produce constant. Păi da, și sunt un asset. Exact, și -ți ține constant ajustat la prețul de piață a ceea ce poți să cumperi tu de zi cu zi. Că vorbim de, până la urmă, și de alimente, îți dă acolo dividende să-ți poți să-ți iei alimente. Că îți o ta. vacanță, o mașină, ce vrei tu. Cândva cândva de mult la bancă, dobânzile erau foarte mari. Da, pe și eu am prins la procredit. Și mi a rămas cu ideea asta, că da. să ții banii la, banii la bancă e cool. Da. Nu e. Eu am prins la procredit, înainte să-mi iau mașina, era 3,5% pe lei. Foarte mult. Când eram în clasa 7 8 -a și ne vorbea domnul de profesor de matematică, ne-a dat niște, minte și acum, ne-a niște exemple de... Când vorbeam, ne-a predat el, nu știu, ce clasa, 5 6 7 ne-a predat despre procente, calcule mm -hmm. procentuale bla bla. Și țin minte exact când a dat exemplu dobânda de la bancă. Cum se calculează procentual mm -hmm. dobânda de la bancă, știi? Și-a dat exemplu și m-am și uitat acasă cât era dobânda la bancă. Deci dobânda în lei în 2007, 8, 2006 era 7% pe an. 7% pe an. Adică dacă ar fi 7% pe an la toate monedele, nu știu la euro, dacă ar fi 7% bani și că e o monedă stabilă păi la ce să mai încheiezi apartamente? Că 7% și plus păi bătai de cap. Exact. Știi, era altceva, dar acum, când sunt procentele foarte mici, e mult mai smart să investești în ceva. Adică, acțiunile tot aseturi sunt și lumea, majoritatea, și eu gândeam așa, pentru că. Nu am fost educat, nu mi s-a explicat. Dar nu te educa nimeni să faci nu te educa nimeni. Să, să investești. Nu zic, nu m-am născut învățat și nu am învățat aceste lucruri de mult timp. Sunt câțiva ani de când citesc de business, finance și am început să deschid ochii, știi? Și Dar... vezi tot singur, nu, 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 te îndeamnă nimeni. Uite, ia, ia și tu o carte asta sau ia și tu citește-l pe nenea asta. Da, am fost curios, asta a fost exact. singura chestie. Am fost curios că informațiile există peste tot până la urmă. Exact. Mai ales acum. Știi, asta, asta, e, asta e frumusețea aerei în care trăim. Bă, informațiile există. Te interesează să fii... Și sunt și gratuite, aia da. cool, e să... Mai sunt câteva cu contracost, dar nu sunt costuri mari, hai să fim serioși. Exact. Păi că mai să înjură... o carte cu 15 lei de finance, de business, de motivație, de... Nu, vreau Care să te... zic că mai sunt cursulețe din astea ah, online, da. pe Insta, pe pagini de motivație. De... Bă, mulți mulți înjură sau îi văd că sunt snake oil sellers și nu știu ce, dar dacă stai să gândești așa în esență ce îți vândă ea acolo, îți vând, îți, vând o, îți vând un start de informații pe care le-au adunat și pe acolo cât de cât, de cât bine organizat și am văzut că sunt cursuri de de 10 dolari, 15 dolari, 20 de dolari, au acolo un video curs de o oră plus niște informații și eu zic că îți dă o bază bună de început, adică două de doar ce sunt, cinci pachete de țigări? Ideea e că nu mai stai și cauți, până la urmă. Exact, îți e. scutește timp că foarte mult. Că și youtube gândește gândește, noi punem niște informații pe care le găsești. Da. Găs, nu, nu revoluționăm roata, nu face nimic. Da, exact. corect, exact. Dar e timp foarte mult la mijloc, stai, făi research, înțelege, pune un pic în ansamblu, pune într-o perspectivă cât să fie pe înțelesul tuturor. Da, mi mai plăcut Ascult. informațiile astea pe care noi le dăm și corect sunt, le găsești online poate noi pierdem o zi întreagă să facem research, exact. noi le transpunem în 20-30 de minute pe care tu poți să le asculti dacă ai premium sau ceva, le asculti în mașină sub formă de podcast în drum spre muncă. Exact. Practic, în timp tu ce faci ceva basic tu asculti niște informații și scutești niște timp. Hai că ne batem iară, iar să da. iar, de la stocks la, da. la audiobooks. Vreau să zic de stocks un lucru important pe care mulți nu-l văd pentru că nu au de unde să știe chestia asta. Investești poate 90% din toți banii tăi în stocks și ții foarte puțin bani în bancă. Eu cel puțin eu nu am depozit în bancă, nu am deloc. Bine ar fi să ai un. Dar bine, nu e o sumă, nu e un procent pe care te să-l ai. Trebuie să ai o sumă care te, țin, te, te acordă un confort în cazul în care se întâmplă ceva. Păi am bani în cont curent, adică am acces instant. A, pe asta, nu. Deci am nu trebuie am spus că să... n-am depozit. Okay, okay. N-am depozit. Mm -hmm. Am pe revolut niște bani, am un contul alt cont niște bani, mai am niște bani, în cash și atât. Adică mm -hmm. n-am n-am depozit la termen. Da, nici eu. Asta vreau să spun, mm -hmm. că nu am depozit cum au foarte mulți cu toate că e un mijloc mai safe să îți ții banii, nu prea poate să-ți fenteze cardul, știi, că poți, să ai un cont, un depozit, să nu fii atașat la card și dacă cineva îți ceva bani de pe card, tu în depozit e mai safe față de card, știi? Oricum, acum s-au băgat atâtea metode de two-step verification și authentication încât deja tot, e din ce ce tot, mai greu. Tot te fură, stai liniștit. Probabil, uh, probabil. Pe, pe probabil. Cătălin i-au furat 2000 de euro de pe card. Da, interesant. S-a dus la unicredit, s-a dus la uh -huh. bancă, le-a raportat, a primit bani înapoi pentru că a fost practic din Vina lor. lor de securitate? Da, și-a acoperit banii. Aia ah, e mm -hmm. important. Știi? Da, da. Cum am făcut eu ca prostul, că i-am trimis două la bani pentru telefon de bună credință că am fost prost. Bine, am părat... în fine, detalii. Puteți vedea clipul cu țeapa de pe canal dacă vă interesează. N-a fost o sumă inter extraordinară, dar. Îți e... lasă în gust amar. Îți lasă în gust amar. Da. Gestul, wow, știi, adică. na, am pe 5.000 de euro. Exact. În fine, detalii. Da. Deci, vreau să spun, vis-a-vis -vis de bancă și acțiuni, este că odată acțiunile pot fi a, a hedge against inflation, deci să fie o barieră împotriva inflației, să varieze cu inflația, în special dacă sunt firme foarte mari, păi care tre produc. Trebuie neapărat să fie firme bune, pentru exact. că dacă nu e, nu, nu știi, n-ai -ai, knowledge-ul care să-ți permită să investești în firme care sunt un pic mai riscante, dar uh, pentru că au nevoie de timp ca să se maturizeze, nu te complici cu asta. Poate da. să zică cine ți-o zice de pe YouTube din cărți de oriunde, nu te complici cu asta. Mergi pe ceva sigur, pe ceva în care investesc aia mari, care îți, îți dă puțin, dar puținul ăla oricum e de 10, 15, 20 de ori mai mare mm. ca la bancă. Oricum în 2014-15 pe când am facultate, Amazon era 500 de dolari. Nu mai zic de Apple. Și acum e 3500. Și sunt firme mari. Exact. Și eu cred că Amazon o să crească. Da. Amazon, da. din câte știu eu, n-am studiat, dar din câte am observat de atunci până acum, nu a făcut share split. Nu, nu. Nu, acum. nu, și toată lumea așteaptă, se vorbește din vară, din 2020 în vară, că tot așteaptă un share split, pentru că share split-ul este o metodă prin care îți dă un pic mai multă încredere să cumperi, pentru că acțiunea e mai ieftină, dar în realitate e același preț. Știu. Poți să cumperi fracțiuni, dacă chiar vrei să cumperi acțiunea respectivă, ia o fracțiune. Știu, dar așa Buffett cu acțiunea lui la Berkshire A are 380.000 de dolari, lasă-mă mm. în durerea mea, că e enorm, știi? Sparge-o mă și tu, să fie 300, 200, nu 380 de mii. <laughs> păi nu, ei pe. E și amuzant. Mi-am vândut, am toți bani, am o singură acțiune mai am. Unde? La Berkshire. Ah, ok. Da. Nu, oricum, ideea e că trebuie să luăm companii foarte, foarte, foarte bune. Acțiunile au o lichiditate foarte bună. Da, da. Adică... Cele mari, cele mari. Cele mari, da. Pentru că se tranzacționează foarte des Toată lumea, cum am zis, toată lumea vorbește despre toată lumea vinde, cumpără, ia un profit, unul cumpără la 110, vinde la 120, tu vii la 120 și cumperi pentru că crezi că o să fie 130 și așa mai departe. Deci totul se întâmplă într-o mișcare continuă, sute de mii de tranzacții se petrec în același timp și șansa ca tu să nu rămâi cu banii blocați, pentru că asta e o chestie pe care mulți nu înțeleg, zici că e ok, e o acțiune ieftină și vrei să o tranzacționezi că îți de 400 de ori dar găsești persoana în momentul la care să-ți cumpere? Că trebuie să fie cineva care să-ți cumpere. Asta e lichiditatea de la bursă și penny stocks de multe ori, sau companiile ieftine, nu oferă asta. Tu pui ordinul de sell la 18 dolari și te trezești că abia se execută la 15. Și poate tu ai cumpărat la 15. Ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Că nu e lichid. Și hai să zicem că, hai să zicem că vei să obții prețul la să obții profit cu prețul la care vei să vinzi, dar să nu vinzi canecatul foarte mult că -are, dacă ai foarte mult, nu știu știi? Da, ai, să ai zeci de mii de acțiuni la o firmă din mm -hmm. asta foarte ieftină, aștepți, crește mult și vei să vinzi tot. Tot. Cine îți cumpără ție exact. tot? Exact. Iar, exact, pe lângă faptul că trebuie să fie cineva care cumpără, dacă tu ai foarte mult, poate mulți nu vor să cumpere cât vinzi Da, uite, tu. eu un milion de acțiuni la OMV. Da. Care e 40 de bani acum. Și o ajunge la 2 lei peste 10 ani. 3 lei. Știi? Una e să vinzi 5.000 de acțiuni și o pun eu pune Răzvan Gigi Mușchi, pune pe piață un milion de acțiuni, așa, știi? Păi seama, e enorm. Pică. Știi? Pică. E enorm. Când a fost cu GameStop-ul, de exemplu, era ăla ă, un tipul care, de la care a părut toată treaba asta, îmi scap acum numele lui, și avea foarte multe acțiuni. Dacă el se apuca și vindea, nu că tot, o fracțiune destul de mică, păi, se ducea prețul în jos. Ca să poți să vinzi ceva și să, să menții prețul pe o linie de plutire vin cu țărâita. vin câte exact. puțin. Cât, 1, 2, am, am 3 desid, Am decis asta matematic, fără să studiez undeva. Exact. Pentru că, automat, când că e ofertă acțiunile mare... Sunt, acțiunile sunt deja emise. Exact. E doar circulă. Exact. E ofertă foarte mare, prețul pică. Din nou, totul la burse e cerere și ofertă. Cerere și ofertă, atât. Pe termen scurt, doar atât. Nici nu, nici nu contează fundamental cum stă compania respectivă. Mulți cumpără așa, aiurea. <gătări> da, vreau să fac o paranteză pe care nu am reușit să o fac de când am început clipul. Vreau să zic la firmele astea mari pe care le cumperi, la cumperi acțiuni, în loc să ți banii la bancă, da? Mm -hmm. 90% din banii tăi bagi în firmele astea mari. Mm -hmm. Dacă vreodată ai nevoie de bani urgent, execuți ordin de, dai un ordin de execuție să îți vândă, să, să lichidezi fondul mm -hmm. și câteva zile ai banii. Păi da, ai vândut într o minut. Maxim. Adică dacă, ai, dacă, ar fi... Am studiat o chestie și asta mi-a aprins pasiunea un pic pentru bursă. tot, român, to, tot românul de rând, dacă îl întreb în ce investi banii, deci dacă întreb orice român la ora asta, bă, îți dau un milion de euro, în ce investești banii? Imobiliare. Da. Deci atât. Tot se la imobiliare. Pe de-o parte... Da, pot fi investiții extraordinare în imobiliare. Ai un deal, un contract, faci o clădire special pentru unul, tu încheiază 25 de ani. Tu știi că, fără să dau nume, că cunosc persoana, tu știi că există în județul Vâlcea un teren, pe care s-a făcut acum recent o benzinărie de la stradă, unde? Mm -hmm. a închiriat terenul 25 de ani cu 5.000 de euro pe lună, fără să facă vreo din. construcție. Mm -hmm. Da? Poziția. Adică pot fi deal incredibile și în imobiliare. Dacă studiezi, ai pontul, știi? Păi gândește-te la mine, la țară, unde cumperi o casă în mod normal cu 10, 15, 20 de de euro, am închiriat par parțial din casă cu un preț de peste București, ca să, că nu pot să zic. Da, deci asta zic. Că contează poziția, contează deal contează multe. Că, un pic de market research să vezi zona ce, ce poate să, ofere. poți să iei de un milion de euro o clădire mare cu o întreținere foarte scumpă, cu oferte limitate pentru potențialii chiriași, cu costuri mari pentru potențialii chiriași, într-o locație, la mama naiba, dar e construcția mare, nimeni nu are nevoie de ea, s-ar putea să stai cu ea goală, și să plătești de la tine taxe și impozite, poate nu mai banii să-l plătești și vine fost și spune sechestru și ai pierdut toți banii. Exact. Poți să cazi în capcana asta sau poți să cumperi apartamente în prostie și, nu știu, să fie prețul mare, randamentul mic, mă să zicem că în timp prea pierzi, așa, dar e randamentul mic. Blochezi ceva și nu faci cine știe ce. sau... Nu, mie imobiliarele și că ți-am zis și mai demult. Sunt extraordinare și... Cum să zic, dacă ești salariat, vrei să economisești niște bănuți, nu știu, ți ia un apartament lângă tine să-l închiriezi, respectiv mai bagi niște bani în bursă, investești, respectiv îți o, nu știu, o bucățică de aur, marjă de siguranță, așa câte puțin din fiecare cu cap, poți să faci. Noi vă zic de imobiliare că mulți cred că e ușor să investești în imobiliare, nu e chiar așa ușor. Dacă vrei să fii profitabil, cu adevărat profitabil, îți trebuie know-how. Nu te arunci o primul apartament, ăla, tată, că ăla produce, ia uite, cu cât, cu cât se închirează, și 500 de euro. Păi, îți dă cineva? Deci, nu. Bursa e mult mai lichidă. E un risc. E un risc. Da, asta vreau uh... să zic. Uh, și scuză mă că te întreb iară, că iară iar o ideea. Dacă ai banii blocați în imobiliare și ai nevoie, bă, în două zile, în două zile ai nu nevoie exist. nevoie să lichidezi, trebuie banii, că n-ai altă sursă de unde mm -hmm. să iei bani, dar ai un imobil, ai două șanse. Ori nu vinzi. Ori foarte ieftin. Ori vinzi la jumătate de preț. Și nici atunci nu ți intră în două zile Da, până faci actele, până nu știu ce, deci, până nu știu cum Deci o săptămână deci, tot durează Lichiditate, aur <gânt> Da, că știi la una manet și cât să pierzi Bani cash, mă să știi că nu pierzi mult Dacă ai aur pur, zic, pur. Dacă ai aur pierzi. pur nu pierzi mult mm -hmm. Dacă ai aur din ăsta 14 pe, pe care a te procesat, pierzi da. mult Aur pur, uh, bani sau acțiuni trei zile maxim la acțiuni, maxim cu tot cu transferul pe care ți-l face platforma. Am făcut test. Asta zic, ai lichiditate, în caz exact. de ceva, ai lichiditate, adică e un foarte smart. Da. A, sunt de acord că omul foarte bun, milionar de afaceri, care vrea să prospere, să fie safe, diversifică foarte mult. Bagă în acțiuni, bagă în apartamente, bagă în spații, bagă în aur, bagă în cripto, bagă în business, bagă și se asigură că nu are știi? nevoie de banii, că iară nu trebuie să te apuși să investești toți banii pe care i-ai în ceva, în 10.000 de locuri. Trebuie să-ți o bucată acolo, fix pentru situații de genul. Adică situația de genul, ca să fii nevoit să ai lichiditate atât de mare, păi chiar trebuie să fie excepționale. Adică nu că da, imobiliarele mi s-a stricat mașina, vând acțiunea la Apple, că mi s-a stricat mașina și trebuie să-i cumpăr o piesă nu facem de astea. Deși cred că ori or mai fi unii care s-au gândit. Ai, ai, văzut poza aia de pe Instagram-a mea cu cine, da, are, da, da. cine, are, discurse bune originale pe BMW? Da. Dă-te-mă acasă, mă băiatule. dacă chiar îmi zicea cineva că, că, cum ar fi să iei acțiuni, că se gândea cineva să cumpere acțiuni la o companie și o parte să-i țină mult și o jumătate să-și joace cu ei în sensul că dacă are nevoie săptămâna asta de bani, mai scoate un pic, mai se duce mai la cumpărători. Păi stai Bun. puțin ce faci acolo. Hai să revenim la subiectul din titlu, da? Dacă ești începător, te apuci de bursă. Zim 10 companii în care vrei să investești. Apple, Microsoft, Facebook, uh, Google, Amazon, Tesla, obligatoriu și după aceea trecem pe dividende, pentru că acestea bine. Un... Growth, da. Da, Sunt pe growth, dau și un pic de dividende Mac, uh, Microsoft și Apple. După aceea, dividende, eu real income aș adăuga în orice portofoliu, ai zona de riți. Uh, o zonă pe telecom, mai bun decât Verizon sau AT&T, nu văd. Pe uh, partea de consum discreționar, oarecum avem bine e-commerce e Amazon, dar pe consum discreționar fie una dintre uh, Coca-Cola, McDonald's sau Target. Broadcom aș adăuga pentru că este o combinație foarte faină între growth și cu uh, dividende. I'd I'd fi. Ai obligatoriu că e sectorul medical și are un growth anual de, al dividendelor, al valori dividendelor extraordinare de 10%. Pfizer, ce zici de el? În momentul de față nu prea. Nu prea pentru că nu performează. Ideea e că o acțiune care îți dă dividende trebuie să aibă obligatoriu următorul lucru. Măcar, de, primul trebuie să crească valoarea dividendelor și Pfizer nu știu dacă face chestia asta chiar mereu, adică poți să te bazezi pe lucrul ăsta. Dar firma măcar nu dispare prea curând. Nu e, dispare, e nu dispare, dar dacă tu nu ai un câștig în timp, minim, 2-3% să-ți crească în anual, nu performează. Deci nu e o că e un risc. Că tu tot iei dividendele și practic nu pierzi nimic, tot probabil stai peste uh, inflație. Dar problema e că dacă nu ai, că asta recomandam cu 3M. 3M este într-o poziție destul de proastă acum că nimeni nu e interesat de această companie, deși e gigant, fără dividende, de, de, de crește anual. Dar nu performează. Aptibil Ab din ăla din... A. De, pentru Gopro, că se de, desface 3M de la adeziv. Da, foarte multe chestii. E, 3M e într-un punct în care merge băgat, pentru că în cel mai rău caz se întâmplă, nu performează, îl ții 1-2 ani. Cât ai băgat, ai câștigat doar dividendele și atât, ok, 3% nu te dă pe spate după aia vin și intri în altceva, dar ai încercat și ai posibilitatea ca dacă acea companie devine iară de interes, are, are potențial, deci te uiți pe situații financiare, are potențial, are business care are potențial, are, e atât de diversificat ca și business încât te doare capul. Păi dacă începe 3 să crească, fiind undervalued foarte mult dacă te uiți pe PE ratio, poți să vezi o creștere de 30-40%, 50% și pentru o companie care e value, și nu te aștept să-ți crească cine știe ce în timp. GoPro a scăzut foarte mult. Da, și sunt multe companii care au scăzut. Acum, na, e bine să le încerci, dar, că mulți întreabă, de ce nu investesc în Exxon? Exxon e într într-un trend descendent de ani de zile. Dacă aș investi în Exxon, iau 8% dividende și pierd 5% pe an din valoarea acțiunii. Deci rămân cu 3%. De ce aș face asta? Că poate să răzbată odată, ok, dar prefer să merg pe ceva care în momentul de față... Bursa internațională sau România? Întâi internațional după România. E vorba de uh, com și comparație... E potențial. De acord, dar e comparație developed markets versus emerging markets. Developed markets îți dă mult mai multă siguranță pentru că sunt mult mai uh, previzibil, predictibil, ca și legislație, ca ca tot și ai lichiditate foarte mare, și după aceea, după ce ești strong, ai un, ai un portofoliu bun pe care te bazezi, ai un tampon din punct de vedere al investițiilor, te baci și pe România, unde fluctuează mai mai mult și dă cineva o lege care e def defavorabilă pentru compania din România și ce faci? Pică atunci. Mai mult din ideea asta, de faptul că nu avem o. Indexul Național, BET sau BETXT. Ăla, da, deci pe România, dacă m-aș băga acum, doar în. Index. Doar din index, da. Atât. Bet pot să cumperi pe Tradeville. am cumpărat eu acum de 1500 de lei. Bine, eu o să o cumpăr treptat mm -hmm. tot mai mult până măresc portofoliul. Pe păi așa trebuie, constant, treptat, și o sumă mică dacă pui. Da, o să fac o serie la piață. Eu am citit-o în articol mișto despre un tip care e tinerel și în fiecare zi cumpără dividende. Se trezește primul lucru cumpără dividende. A, de, de acțiuni, acțiuni, acțiuni. Uh -huh. cumpără acțiuni. Se trezește, ia, ce cumpărăm azi? Ce astăzi undervalue? bun, de acțiuni? Pe asta cam asta fac și eu. în fiecare lună, mă ce e din luna respectivă, că mă și întreba cineva, când să cumpăr? Cât de des să cumpăr? La o săptămână, la o lună, la o da. zi, în fiecare mă treceți, zi. Mă faci o listă, să ai așa o listă cu exact. 50 de firme care îți plac ție, investești în ele, le cunoști, ai ceva idee despre ele? Ca asta e și ideea, trebuie să și înveți despre ele, că degeaba te uiți la o companie nouă dacă nu înțelegi și nu, se nimic. Da, și nu să poți stai să faci research pe 500 de firme. Da, stai și cumperi, stai și vânezi. Exact. Ia să vedem. Exact. Ce a exact. astăzi scăzut? Acum vreo două săptămâni, săptămâna a fost scăzut realty. Era 57, acum e 62. Chiar un pic mai mult, în ianuarie, că a fost a avut, au emis acțiuni noi. Da? Da, pentru că voiau să cumpere noi proprietăți. N-am cu... studiat ce-au făcut. Da, asta s-a făcut -o a un share scăzut. dilution. Și când se face share dilution, mereu scade prețul, pentru că automat vine, uh, se apar mai multe acțiuni pe piață disponibile se diluează deținerea ta ca și proporție din companie, aia 0,00 așa la 100%, și tu ca să-ți menții proporția trebuie să cumperi acțiuni, că oricum le cumperi la un preț discountat, pentru că prețul de emitere a fost 57 de dolari și s-a dus să se alinieze cu prețul respectiv atunci. Mm -hmm. E foarte bine să cumperi atunci când sunt share dilutions, mereu cumperi. A fost scăzut 57 versus sau 56 versus 62 câte acum. Da, zic. Da. Prin momentul, ja, cumperi. Exact. Până la urmă și la Pfizer. Eu am luat cu 36, 37, acum e 34. Mm -hmm. Aștept dividendele, că încă n-am intrat de am văzut. Mai aștept, poate mai crește, mai... Dacă nu aștept până... Exact, -aștept și eu bine. la fel. Nu mă grăbesc. Sincer, mă așteptam să crească mai tare, având în vedere că BioNTech a cam furat tot, să zic așa, toți laurii din... Asta e, toată... ne vedem să știi. Exact. Dar putea exact. să fie și invers. Putea da. să fie Pfizer mai sus decât BioNTech și atunci era creșterea mai tare pe asta. Eu am avut toate, toate, companiile care erau vizate. BioNTech am avut o acțiune. Am, am, luat avut. O, am, luat -o cu 80 și am vândut-o cu 130. Nu știu, luasem cred că BioNTech cu 60 și un pic. Moderna nu mai zic că l-am... a scăzut. Da, Moderna luasem cu foarte puțin oricum și le-am ținut până în punctul în care au ajuns în maximul lor istoric atunci, am vândut și eu acum am văzut că iar au revenit, dar m-am concentrat pe alte zone. De exemplu, așa cum am, ca zis că au scăzut Tesla, e un moment foarte bun să iei. Eu am luat o acțiune direct, cum am văzut 800, ok, hai, asta e momentul. Și deși e scump, gândește că aveam, eu aveam prețul mediu la Tesla 400 înainte. Dar e companie de viitor, atât timp cât crezi într-o companie, nu înseamnă că te să aștepți mereu prețul sub prețul tot, pentru că în, probabil, probabil nu mai vine niciodată. Cumperi constant. Da. Asta e cheia succesului. Și pentru că ai zis că tot așa, pentru începător, obligatoriu un ETF. Unu sau două. Vanguard. Vanguard sau iShares, chiar și SPDR, e ok. Vanguard o să iau și S&P 500. Da, uh, Vanguard 0002. are cel mai mic expense ratio, de 0,003%. iShares are 0,004%. Diferența e oricum infimă. Dar iShares avem acces la uh, ETF-ul de S&P cel principal, la IVV. La Vanguard nu avem acces la VOO, acela ar fi cel mai bun, Aici cel mai mare market cap de vreo 200 de miliarde. Cel la care, cel puțin pe 3 din 2012, cel pe, la care am acces, e mai mic. Bă, nu mi-a probat și mie ăștia pe 3 din 2012 odată. Nu știu cât mai durează cu, din cauza de GameStop, vezi ce a făcut. Inițializasem uh, să-mi fac contul, trebuia să trimit poză cu buletin, pașaport, nu știu mm -hmm. ce, și nu le aveam la mine, le aveam în mașină, nu știu, le aveam... Ce în și, am lansat așa, am uitat, da. Și a rămas acolo în setup, mult, luni de zile, nu știu, două luni a rămas acolo în setup. Între timp a venit GameStop uh, problema bla bla bla. După care am finalizat setup-ul, mi-am pus poză date etc. ce tot ce trebuia. Bă, și sunt în pending, deci sunt în review de două săptămâni. Le-am dat și mesaj. Deci sunt în da, review. Da, s-au fost foarte multe Uite, și nu știu We are verifying este. your identity. Gândește-te că alții nici măcar nu poate să-și facă contul să ajungă în etapa asta. Deci tu oricum ești mai înainte. Deci we are verifying your identity așa de cel puțin o săptămână. Mai Bă, durează un pic. Le-am dat, le-am le le scris. Hello, ați uitat? <laughs> Aștept să mi aprobe o dată, dacă nu o să mai fac. O să încerc cumva să fac altfel. O să se remedieze, până o la urmă. O să se remedieze, dar pe nu, că nu e o problemă, ci până la urmă e bine. De ce să grebești ceva să iasă prost, mai bine îl fai. Și după ce se întâmplă asta, o să bag vreo 10.000 de euro și aici să, să diversific Exact pe, nu știu, 5.000 bag pe... 4.500 bag pe growth, 4.500 da. bag pe dividend și 1.000 poate bag pe mai rischi așa, știi? Da, ideea e că neapărat să adaugi un ETF acolo. Un ETF-ul este... Vanguard, da, pun. este hedge-ul nostru uh, pentru individual stocks. Fiind un pachet mare, diversificat, dacă... 5-6 ți cad, vine ETF-ul și ține acolo balanța, ți-o ține ridicată cât de cât și da, da, nu da. pică la fel. Da, o să iau Vanguard, Realty vreau să iau. Realty e tare să iei, cum ai zis tu, să iei 300 de acțiuni, uh -huh. să fie fix. Divi Realty dă dividend lunar. Realty este un rate foarte bun care are proprietăți, le închiriază și îți dă și ție din chiria lor, practic, sub formă de dividend lunar. De câți? 25 de ani, 30 de ani, de când? De dă. 27. 27 de ani și anual măresc dividendul. Da, deci, cu 2-3% Teoretic, dacă ai Realty de 10 ani și ai investit acum 10 ani, acum ai, ai procentul Randamentul mult mai bun da, Plus da, că da. a crescut valoarea constantă au mai fost coborâșuri așa, dar a fost așa în valori crescătoare știi? Exact Ideea e că nu pierzi să le Și mai ales dacă ești okay. atent și uh, urmărești și, uh, Uite cum a fost atunci cu 57 de, Când era 57 de 5.000 de lei 10.000 de lei, se simțea Acum deja aveai un profit substanțial, dacă te gândești. Da, dacă luai acțiune la 10, Ia, stai că facem calculul rapid să nu mai par capul. Dacă luai de 10.000 de dolari la 57, 175, ori 62 câte acum, câștigai 877 de dolari instant, în două da. săptămâni numai din diferența de gain. Și gândește-te că luai dividend constant. Plus dividend. Și poți să le reinvestești și, și dacă divi... ai 300 de acțiuni. Dividendul e, e 0,234, parcă dacă nu s-a mai mărit. Da, da. Uh... 23,4 cenți lunar, per acțiune, uh -huh. lunar. Deci ori 3 înseamnă 0,7 quarterly, trimestrial mm -hmm. Și anual înseamnă 2,8 mm -hmm. 2,8 la o acțiune de 57 Cât era dacă luai atunci însemna un randament dividend Adică de 4,9% pe an Foarte bine 4,9% pe an în condițiile în care îi măresc dividendul măresc prețul acțiunii constant 4,9 se transformă în 5,5, 5 Iar 6, dacă ei și 300 de acțiuni Cum ai zis tu, care înseamnă acum 18.600 de dolari, uh, ei 0, 2 3 4 ori 300 de acțiuni, ei 70 de dolari pe lună, care înseamnă fix încă o acțiune și îți mai rămân niște care bani îți mai vin la, care se uh, reinvestește. reinvestește. automat și îți mai vine încă un, încă un dividend dintr-o altă acțiune. Pe și în te... fiecare lună tu e o altă acțiune care îți dă un alt dividend că și dacă practic o... ai un efect compus. Da, ai 12, ce, mai ai mult de 12, în jur de 15 acțiuni pe an, în primul an în plus, numai din dividend. Numai din dividend. Care o să fie 315, care tot adaugă, tot adaugă, tot adaugă. În 5 ani poți să iei poate două acțiuni pe, pe lună. Da. În 10 ani, deja nu, mai, nu se dublează mai mult, poate ei În primul an iei 12. Mhm. Mm Hai, chiar un pic mai mult că era, venea cam ,2. 11, pe nu, 1,2. 11. că tu trebuie să le adaugi și pe la anterioare. Așa, adaug, A, okay, okay. adaug cu plus 1 cu plus 1 cu plus 1 okay. cu plus 1 mm -hmm. în fiecare an. Da, da, da. Pentru că îi crește valoarea de Adică în 15 ani ai de două ori mai mult. Ai 200% plus la la Numai din dividend. Da. Și mai crește și valoarea. La asta o să crească. Și gândește-te că sunt când șanse să, maxime ai, să crească. O să ai 300 acum și o să ajungi să ai 900-1000 de acțiuni. Și la 1000 de acțiuni în 5 ani. Da, și gândește-te cât iei la 1000 de acțiuni în fiecare lună. Super bine. E super bună chestia asta. Da. Ce e lunar Asta e că snowball efectul se, e mult mai uh, accentuat cu cât e frecvența mai mare de plată. Și să pe pe mai multe platforme. Dacă te super și direct stock la ei, da, direct share. Da. Și am impresia că au prețul și mai bun un pic. Dar trebuie Or... să iei prin computer share în Statele Unite. Am și trebuie deschid. un uh, cont acolo. So și social security number ca să deschizi un cont acolo. Cumpăr un apartament în Statele Unite. Păi stai, nu poți să-ți să faci o firmă uh, din aia offshore în Dallas, care ține de Statele Unite, să-ți faci acolo o firmă și mm, să cumperi prin firmă exact ce acolo? poți un holding să-ți faci cu doar prin holding poți să da. cumperi faci un nu holding știu în care soa. sunt uh, nu știu, am um, o întrebare așa, n-am făcut research nu. din câte știu ca să fac eu cel puțin cât înregistrez companii și înregistrez pentru business-uri în state este trebuie un social security number, altfel nu poți mm -hmm. ți da. un asociat din state nu mersi <laughs> da, deci se pot investi sume mici, treptat în siguranță, în burse acum o să întrebe toți ce platforme recomanzi? Oricare, sincer, atât timp cât e Autorizată. Adică eu nu vreau să fac niciun fel de reclamă la Trading 212, poți și prin Itoro, poți și prin XTB și prin plus 500, chiar și Revolut până la urmă, dacă cumperi ei o tranzacție și n-ai comision și acțiunea respectivă se regăsește acolo, până la urmă n-ai nicio problemă. Nu e cea mai potrivită platformă din punct, punctul meu de vedere, dar e ok. Deci atâta timp, important să fii autorizată, să ai garanția aia, că măcar știi că ai acolo ceva pe care te poți baza. Da, eu mă gândesc seri, foarte serios să. Diversific și numărul de platforme. Și eu. Pe următoarea, tot mă uit, de exemplu, XTB nu îți permite să iei fracțiuni. Te doar să iei acțiuni întregi. Nu o să poți să-ți Amazon pe XTB decât dacă plătești 3300 de dolari. Uh, dar, în rest, sunt super ok. Adică, adică... Ce, ce e național pe dividende? Nu mergi pe XTB cu dividende, pentru că nu au cont legat de naționalitatea ta și nu se aplică nicio convenție. Automat ți-a 30% reținere la sursă. Baftă. Exact. Acolo e bun pentru growth, pentru că e o platformă chiar serioasă. Cea mai bună ar fi, da, din nou, prin, când zic cea mai bună, ai aceeași garanție, deci doar singura diferență e că e mai veche. Interactive Brokers, numai că ai comisioane. Dar e... Interactive, să-ți faci cu Interactive Brokers, care e mare și serios, să-ți faci cont la, IT, la XTB, să-ți faci cont la... Mi-am făcut cont la Tradeville, Irgend. care e ok, ai comisioane, dar e ok e stabilă, e mare, cumperi din România din afară, din Germania, din Franța din P poți să cumperi Lufthansa poți să cumperi BMW, mm poți să cumperi Toyota, poți să cumperi Mazda da nu poți să cumperi Mazda pe Revolut. Da, pe nu, că ideea e că până la urmă când îți alegi platforma, trebuie să gândești ce vrei Da, am înțeles ideea zic doar de diversificare, știți, mm -huh. e frică să pui într-un, poate, și... okay. mm -hmm. poate strângi mulți bani și a, este, ok, poate strângi mulți bani și nu vrei să ți pui pe toți într-o platformă. Mm -hmm. Clar de platforma ți e frică, recuperează, bla bla bla, transferuri, nu știu ce. Vrei să ai, nu știu, în 5 platforme. Pui 5 mm -hmm. minaia, 2 minaia, 3 minaia, 4 minaia, știi? Te diversifici. Exact. Poți să pui 3.000 în Tradeville, poți să pui în Cert Invest, eu investesc. Au replicator pentru BetXte, cred că sunt mm -hmm. singurii care au în BetXte. Da, cred că sunt singurii. Tradeville are doar în Bet. Am și cumpărat de 1.500 de rei Bet. Poți să-ți faci la 3 din 2 mi se pare foarte mișto platforma cum e gândită. Poți să-ți faci la XTB, poți să-ți faci la Interactive Broker, poți să faci la Itoro și mai faci okay. la Revoluță și deja sunt că șapte platforme. Și ai 20 de mii Și toți sunt autorizați. Exact. Asta e. Și oricum istoric nu a picat niciodată o platformă să falimenteze niciodată. Cum nu zic că nu o se întâmple, n Ca de la unde bancă, să știm. Și banca poate să cadă. Exact. Sunt bănci care au Lima Brothers. Știu, știu. Și ben. au fost mari. Exact, exact. Ceea ce vine problema cu Blue Chips, companii Blue Chips. Uite că și ăla poate să cadă. E riscul în, orice. Minim. E, e dar e minim. Exact. Deci e, lumea trebuie să înțeleagă că e risc în orice ceea ce faci. Dacă mergi pe stradă, pe o cărbi de cap. Trece trenul. Exact. <laughs> poate dacă derează. Exact. Și tu te-ai plin câinele lângă. Sare o piatră, nu știu, calcă ceva, sare o piatră, îți vine ție în cap, pac. Știu. Așa că risc e în absolut orice. Mă întrebau și cu Mintos, că de sigur e că dacă ai buyback, acum eu nu pot să-ți garantez eu personal că gata, e cea mai bună Au investiție. buyback, au multe chestii acum, eu din ce am Încercat până acum a fost ok. Și eu la fel, n-am luat, luat sume, wow, n-am luat uh, cele mai mari, n-am luat la cu cele mai mari riscuri, dar într-adevăr, e riscul mai mare acolo. E lichiditatea mai scăzută ca să vinzi pe secondary market, trebuie să vinzi mai ieftin. E o chestie pe termen mai lung. Exact, de altfel făcut. nu prea are efect. Dacă bagi acum într un loan, în niște loan-uri și se te trezești să tare că vei să le vinzi, o să le vinzi la un preț mai mic și ori -o, tot o să pierzi. Uh -huh. Adică m e mai lichidă bursa, e mai ok bursa. Da decât da. Mintos. Mintos e așa, să mai faci încă un asset din ceva. Da, Mintos, eu văd ca genul de platformă în care investesc când în luna respectivă îmi rămân niște bani pentru că nu mă mai atrage nimic la bursă și hai să nu-i țin în bancă. Hai să iau și acolo ceva să fie. Exact, exact. Mai pui acolo Fii ceva. Fie o sursă de ceva acolo. Exact, da. Să ai 10.000 să zici 100 de bani de lunar, așa. Bani, ban de cafea, știi? Și după aia la un dat, adică eu de exemplu am vreo două luni de când am mai pus pentru că bursa m-a tentat mult mai tare. Dar tot mi se adaugă. E cam pe unde acolo și face treaba. Da, de deci, mă, deci, foarte, foarte, foarte urgent anul ăsta acum deschid contul și o să mai fac rău de niște bănuți. Realty, 300 de bucăți. Da, e chiar, e, nu, e, nu e ok să ai doar în asta, îți dai seama, e, că da, că e diversificare. Știu, dar pe lângă Dar dacă meu, adaugi un ETF, sincer, e ok. ETF-ul o să te țină, e diversificarea în sine. Adică... știu, deci pe lângă ETF, aș lua Vanguard de vreo 10.000, mhm uh -huh. Buffett spunea că ar lua S&P la orice oră, oricând, nu contează prețul, pentru că merită. E dovada clară și ai 100, peste 100 de ani de istorie care spune că merită să cumperi Vanguard când o fi, nu contează prețul. Bun, așa facem. <laughs> deci iau de 10.000 10 o să vreau să iau. Dacă scade, mai ei. Aia, când scade, mai ei. A, ce zici de Vanguard? De, da. A. Da, mai scade un pic, mai cât ei. Mai scade 0,5, 1% la asta, dacă da. e 1% fluctuație, deja e zi Uitați-vă la crize, dacă vă e frică să investiți în act. uitați-vă la crize. Cât a scăzut compania, nu știu care, vei tu să o cumperi? Cât a ținut criza până și până și-a revenit. Că de regulă Da, în state a scăzut mai în mult 2008, un... a scăzut acum în lockdown. Cât a scăzut? Că n-a scăzut la zero? Nu, niciodată. A scăzut, a scăzut. 50%, 70%, hai să zicem. Dar, dar și bursa a... în România a scăzut cu 70% în 2008. Da, da, În da, România a fost mult mai afectată și are, a avut o revenire mult mai lentă. Asta îmi place în, în bursa internațională. Da, dar și cine cumpăra atunci? Era Barosan da, acum. Da. Dacă cine luai... nu vindea atunci era Barosan. Uh, dacă luai betx în 2008, era 190 de lei. Acum e 1000 de lei aproape. Mm, cred că dacă luai... Uh, și plus, evident, 6% pe an. Gândește-te. Mm -hmm. Media. Da. De 6% pe an, în 10 ani sunt... La, sunt, sunt, deci se adună, adună. dată Plus că a avut gain din 2008 până acum 12, aproape 13 ani 500% da. Deci n-a fost, fost inflație 500% Și la niciun asset Gold, aur, imobiliare Ce vei tu? N-a avut niciodată niciun asset 500% gain Da, nu, dar și sp tot așa Tot adică ce cumperi în criză Dacă ai capi, sânge capital at, at, capital at risk Dar riscul mare e, ce mai mare risc ești tu că te sperii și vinzi. Aia e cel mai mare risc. Riscul da, ce da. mai mare risc și ești tu. Da, păi... <fie> decizii o... proaste, da. De aia nu trebuie să investești banii de care nu ai nevoie. Nu ai nevoie, ok, e pus acolo, lasă-i, lasă-i, nu te Uite speria. Da, nu... Da, nu te atinge de ei, nu mai adaugă dacă ai Auză, te dacă, el, dacă nu tu mai mă, mă unde se duc acțiunile, că nu am uitat în cont, n-am citit în contract, n-am citit în contract, dacă eu mă duc. Băi, mă, normal, e, intră la, la moștenire. Da, moștenire. Îmi te am așa, să mă da. Treabă. Nu, iară, nu mi-am pus niciodată problemă. problema. N-am dar... citit. Păi cum adică, investești un milion de euro și... Știu, știu. Ai și tu familia acasă, și cum se, acțiunile? La moștenitor <gătă> nu e problema, adică e... Cred că așa e, da. N-am citit, dar nu trebuie banii, că, de exemplu, mă întreba cineva... Deci bursa poate fi riscantă, poate fi o metodă foarte bună de a investi, poate fi foarte prietenoasă dacă ai nevoie urgentă de bani să lichidezi dacă cumperi ceea ce trebuie. Și este mai riscant, pe termen lung, este mai riscant să ții banii blocați în bancă decât în acțiuni sau în alte aseturi în clădiri. Da, în, în bancă în, e pierdere garantată. În, în bancă este siguranță maximă. De pe azi pe mâine, maximă. E siguranță că ai banii, dar pe e pe pierdere mâine, garantată a valorii. Da, e, de pe azi pe mâine nu ți ia nimeni niciodată, mm -hmm. nu se întâmplă nimic. Dar de pe azi peste 15 ani, pierzi garantat. Și din păcate... Chiar citisem un articol. Un, articol, un articol că metoda preferată de economisire a românilor este să țină banii de la bancă și îți dai seama. Da. Și știi cât, și cu asta încheiem. Știi câți oameni au, cont au conturi de tranzacționare care investesc pe Bursa de Valori București români? Știi mm -hmm. cât sunt? Procentual. Din populație? Da. 0,01? 0,2%. Ah, ok, tot e mult. <laughs> 51.000 de, de conturi. Foarte puțin. Foarte puțin. Având în vedere, da, suntem codașii Europei la număr de... Având, asta pentru că avem o educație financiară scăzută ca populație. O uh, mentalitate destul de proastă în privința asta. Da, și suntem codașii Europei ca procent cât la sută din populație investește în burse uh -huh. și în bursă. Am înțeles că la toate bursele sunt mai mulți români care investesc. Uite, tu îți faci cont pe trading, nu investești în bursa de Valut, Dar investești. Uh -huh. Știi, strict pe bursa de valori București, 0,2%. Da, pentru că e și platforma și, mă rog, metodele sunt mai rudimentare așa cum arată. Nu, nu te atrage, știi? Oricum, în alte state... Austria în borse, cum se, Vien, Viener borse sau cum da, se nu am, știu, așa. Știu, știu, Sunt mult mai uh, mulți care investesc, procentual. În in UK nu mai zic, Și în, state. Toate state, în state la zi, la ordinea zilei în state. La, pe nu știu că Kiyosaki boala lui e go to school, get a job, invest in the stock market. El moare când aude de stock market, știi? Adică la ei, ce o să zic, la ei e deja în cap să investești în in the stock market, știi? Da. La da. noi nu. Și la ei, dacă investești în the stock market în ce trebuie, e ok. Da, oriunde, dacă investești în purțe în ce trebuie și nu te Știi, arungi, că gata, mâine nu, mă povestesc. lui, nu-i nu place stock market, pia piața de capital, pentru că într-adevăr poate fi manipulată. S-a dovedit Ş e, da. și, da, și sunt și niște riscuri. El zice că real estate, real estate. Stai un pic că nu, nu doar imobiliarele sunt într-adevăr. Real estate-ul la noi are un randament foarte prost, dacă mă Da, în Statele Unite din câte am înțeles un randament bun e 1% pe lună. Adică 12, 12% asta pe Exact. poți fi și la noi, dar mai rar, să fie o poziție comer excelentă, comercial, comercial da. poți și aici, dar mai e greu. Da, exact, deci nu... Nu poți să cumperi mâine și să ai 1% pe lună, exclus. Niciun caz, e niciun caz nu. Cumperi e... acum așa ai 5% pe an și poate în 5 ani crește valoarea, se mai dezvoltă pe lângă tine alte firme, crește vadul în zonă și crește și ce chiria că ai avut noroc de zonă. Și să ai să și ai un pic 1%. de noroc, de, uh, pentru că la noi nu prea ești protejat, mi se pare nici ca și chiriaș, dar nici ca și... Uh... Poți să faci asigurare. Se face asigurare, nu e da. Chiriaș împotriva da, da, se care închiriază. bani. închiriază. bani. Da, dar eu zic că merită pentru liniștea ta. Probabil, probabil merită, da. Iar nu prea lumea, știm cum sunt toți la noi, că da, impozitele cu taxele... Nu suntem noi cei mai fericiți să plătim, ceea ce nu mi se pare ok. Da, să... am făcut și un clip. Nu știu, stăteam de vorbă cu oameni puternici financiar și mi-au zis o chestie. Nimănui nu-i place să plătească taxe și te enervezi ca persoană fizică ca antreprenor te enervezi când vezi că ți se iau banii cu japca, mulți și nu se face nimic cu ei, te enervezi. Zici mm -hmm. că bă, la ce mai plătesc? Bă, de acord, dar tu ca entitate, ca persoană juridică, dacă vrei să crești ca lumea, mult legal, singura ta cale către creștere este să fii corect. Corect, da, pentru că altfel, altfel o să nu poți. cu griji. nu poți, atâta da. timp cât te gândești numai să fentezi statul, TVA-ul, taxele și faci numai offshore și numai ce te învăț în jurul cozii, nu crești, nu crești. Exact. Așa că ar trebui să Crește efectiv. Nu poți. Cât timp ești blocat că tu trebuie să fentezi statul, nu crești. Mai bine nu mai pierzi timpul căutând metode. Da, plătești, ai plătit, ok, ceau și te focusezi pe treaba ta. Că oricum taxele ești... la noi nu sunt foarte mari față de alte Da, Da, sunt... am spus și eu, am făcut în clip no. asta. În special pe filmele mici super ok. Și pe uh, impozit pe venit, pe declarația unică e mult mai ok. În Germania e 25%, la noi 10%. De când ne-am lungit iar mult cu bursa. Da. Așteptăm mai jos părerile voastre, întrebările voastre, poate o să urmeze și un Q&A. Puneți aici întrebările și revii cu un Q&A pe da. canalul tău, o să revin și eu cel mai probabil, că o să fie multe întrebări. Deci am apucat de Q&A-uri săptămânale. Uh, da, săptămânal mănâncă mult timp să fac asta, dar uh... În general, falante la întrebările că, care se repetă. Exact, eu aleg tot așa întrebări care sunt informații. Am fost întrebat de cel puțin 50 de ori cum completezi declarația unică. Știu, știu. Eu o să fac un video special, dar tot așa. Și ca, că ca să răspund cel mai ușor la treaba asta, ca să nu greșești și ca să nu pui mie de întrebări și ca să nu pierzi atât de mult timp, și-au contabil, îți faci cont pe spațiu privat virtual la ca să te ocupi de tot online, te duci mm -hmm. acolo, vorbești cu un contabil, îi dai 100 de lei și îți face, calculează tot. Îi duci toate extrasele de unde ai încasat, toate a, cele. Ah, ok, dar pentru bursă nici nu ai nevoie, e mult prea ușor. Deci pentru bursă e atât de Mă, ușor. dacă nu știi, te duci la un contabil, îi dai 50 de lei, se uită pe toate alea O să fac la eu un video, stai, ai Ok, știi? Da. În mare e, e ușor, dar dacă ți se pare greu, te, cel mai ușor, îți listezi toate cele, te duci la un contabil, ți le completează el, ai de plăti la Panaf și ai tot, adică nu e. Da, oricum important e este să plătești, să îți super ușor. Datoria. O să fac eu asta când o să vină momentul, probabil că la vară. Nu am, nu, eu din câte știu, nu am cine știe ce venituri pe anul trecut. Pe anul ăsta am, că am vândut niște acțiuni, niște așa. Anul ăsta am mm -hmm. și va trebui să completez la anul. Anul ăsta e pe 25 mai mai e timp. Da, anul deci ăsta. anul ăsta eu, din câte știu, nu am venituri pe vreun. Am schimbat din bani, mi-am pus dintr-un cont într altul, dar n-au fost venituri. Trebuie să verific mm. conturile, extrasele. Dacă există, le listez, duc modul ANAF plătesc sănătate. Oricum, nu trebuie să ai extrasele când de când completezi. Să le ai pregătite în cazul în care te întreabă cineva. Da, de cu -i eu le atașez cu totul, le pun, iar mă uite okay. nu stau să mă mai constat. Dar de unde știu eu că asta e suma? Uite mă, uite-te, uite la mulți ani. Da, da, da. Îmi fac șapte drumuri, le listez, sănătate. <laughs> da. da, așteptăm mai întrebările voastre, mesajele voastre, vă mulțumim și ne vedem în următorul episod, în următoarele episoade.